ținut și mișcarea Bogdan. Nu, mai n-am luat legătura cu domnul Hornea. Noi înțelegem, cum să-i spun așa, disperarea domnului Hornea de a intra în politică. Dar domnul Hornea a ales, la un anumit moment dat, să părăsească politica și știți cu toții ce a făcut. E foarte greu să mai intri, e ca și când m-ați întrebat ce a făcut Radu Ignat. Cum mai putem să ne agățăm? Da, puteți să mă întrebați și vă răspund. Nu mai putem să acceptăm în echipele noastre oameni de asemenea calitate. Dar puțin că dacă se va realiza această alianță la domnul național între Forța Civică și Mișcarea Populară, trebuie să colaborați, nu? E destul de greu să... Și dacă președinții noastre vă transmit că idealurile din Drepturi Unite sunt peste jocurile mici politice, peste părerile personale. Sau părerile personale, ce faceți? Nu din cauza asta am încercat să facem o echipă cât se poate de serioasă, cu care să ieșim în fața cetățenilor. Pentru a... nu, atunci când reformulez, am greșit. Atunci când ne vom prezenta la alegeri, să nu mai spunem, noi n-am avut o alternativă. Dacă de fiecare dată cineva crede că poate să ne impună un personaj, se înșală.